clip cu băieții pe pădure. Dar sunt Cristi. Eu sunt Nicolae. Suntem aici cu mine, cu Antonio Bandera, cu Cristi Tanase și cu Nicolae Cătălin. Și acum o să încep eu să zic o poveste pe groază. Deci, era o dată ca niciodată. Un băiat, o fată, o mamă și o tată. După aceea s-a dus la o casă, că casa cealaltă nu era bună. Și casa aia, fata și băiatul nu plăcea, că arăta stricat și ăștia. Și, de fapt, casa era vântuită. Și după aceea, băiatul s-a dus sus, credea că poate să găsește ceva. Bă, da. Și după aceea era o ușă care e încuiată. Bă, da, v-am spus ceva, v-am spus ceva? Bă, hai continuă tu, na. Da, bă, voi știți că la o fântână noaptea sunt drăci acolo, așa? Ce? La o fântână. Ce? Bă, mi-a spus bunica mea că la o fântână, nu contează la oricare, dar așa, noaptea. Noaptea, acușa. Bă, eu vă spun și eu asta, vă zic și eu acum poveste. Mi-a povestit bunica mea. Ci că noaptea, când e asta, am două povesti, o zic pe asta și mai așa. Noaptea, când e întuneric și beznă și nu este stele pe cer, atunci dă să se draci în jurul fântânii. Dacă tu vezi un drac, ai murit pe loc. Păi pentru că n-ai voie să vezi dracii. Și tu crezi pe bunica? Da, ei mi-a spus că eu au văzut un drac. Dar ei, dacă ei te vede să uite la tine, tu mori. Dar v-am stat să vă zic acum unul cu el. Cum adică? Și ea s-a uitat și el nu? Nu, ei dansau în jurul fântânii. Da, mă, întrebați. Întreabă pe bunica ta. Sunt fântână, sunt dracii. Și poți să și afară și în fântână. Deci fântâna la Dicea. Tot așa să vă spun eu acum. Deci cu opă... Bă, nu te cred, bă! Serios, să te iau pe bunica ta. Să te iau pe cine vrei tu. Bă, fiți atenți. Mă, vă mai spun o poveste. Asta mi-a spus-o maică mea. Că ea știe. Într-o pădure, zice cum... Nu, da, zice că e ca la noi. Dar mai că era un... Cum e aici locul ăsta mare, numai că erau alea mai în fund, acolo, în mijlocul pădurii. Acolo noaptea, când erau sânzienile, ieșeau fetele alea frumoase și dansau sub lumina lunii, bă. Și ele făceau un foc de tabără în jurul lor. Ei le făceau un foc de tabără și dansau în jurul focului. Ele, dacă te vedeau, erau trei fete frumoase. Tu, dacă le vedeai, rămâneai orb, chior, sur sau... Absolutit, adică nu mai puteți să mai vorbești, nu puteți să te mai miști, nu murai pe loc. Și ce că ăstea poate să apară după 12 noaptea într-o pădure bântuită, adică nu bântuită, într-o mijlocul pădurii. Și unde? Unde a fost noi cu? Cred. Mijlocul pădurii. Cum aia să continue cu sirene? Nu sirene, mă. Elele. Cele mai frumoase fete, dacă tu le vezi, rămâi orb, surd. Cum le vezi eu așa să trec? Așa le vezi. Rămâi, dacă el te vede, rămâi orb. Și dacă nu? Păi dacă nu te vede, nu. Păi n-ai voie, nu te uiți la el, trebuie să treci prin altă parte. Și dacă el te ved, ai rămas orb sau mut sau ce vrei tu. Aici o să fie acum, aici. Serios, băi, căutați. Orb sau ce? Fetent, Banderas, caut pe YouTube, elele, și să apare prima. Ele dansează într-un foc, erau trei îmbrăcate în alb. Și ce? Și poți să dau și la draci care dansează după fântână? Da, scrie cu ușa, draci care dansează după fântână. Și se apare. Bă, stai, mă, zicăm ce speri. Bă, stai să vă mai spun o... Tot cu draci. Când eu când zic povestea? Și după ce Nicolae? Da, așa. Nicolae, te mai interesant. Mai era o poveste, dar nu știu cum, cu... Hai, spune tu povestea ta până mă gândesc eu. Nu, acum nu mint, serios. Puteți căutați pe YouTube, deci, tutorial. Când băiatul s-a dus sus să vadă, era o ușă care era încuiată. Și după aceea vedea unde pui cheia acolo, nu era nicio cheie acolo. După aceea a căutat toată casa și după aceea a găsit cheia. Ha, gata, știu. Și după aceea a deschis ușa, după aceea a văzut un dulap mare ca asta care l-a deschis
Și știi ce era acolo? Un tablou pe care era el pe el. Hai, acum a pus să spun și eu? Hai, stai pe tine. Aceea când s-a dus afară, când s-a speriat... Vă mai spun una cu draci. Vreau să zice la maica sa că a văzut tablou. Și după aceea ușa era închisă, tabloul a dispărut și nevana a împins în dulap și apucea... Și după aceea acum și acum e el în dulap. Bă, hai, pot să vă spun acum povestea cu draci? Bă, se mai spune că când sunt zienile noaptea, după 12 noaptea 1, sunt fântâni și că s-ar putea, sunt draci mulți, sunt fântână și dacă te duci la fântână și tu-ți în ea, auzi un strigă de la dracu din sub fântână, să te arunci în fântână, să duci la el. Ce spune? Ce? Spune aruncă-te în fântână, adică să te duci după el, să te duci la el, adică să te duci în ea după el. Bă, dacă ai căsă de fântână, mori și te duci la dracu. Hello. Ziua, nu ziua, hello. Noaptea. Hai, tu pe noaptea? Și noaptea. Da, îl zicea. Și nu e stele pe cer, dacă nu sunt stele pe cer. Dacă sunt stele pe cer, aia e. Băi, vin cineva. Alo, doamnă? Nu, dar acum că-ți caută, băi, bandera, îți caută. El îi caută astea. O să te convingi tu și o să te sperii. Nu contează. Dar de ce nu tai și tu partele? Că nu le tai, îți dă vreo polacu. Păi, dă raporturi, cât îți pus, îmi dai 10-20 raporturi, cu tot vorbesc cu aia și plătesc. Plătești la el? Adică îmi ia din bani, din YouTube. Ha, Nicolae, să tai, da, dacă îți dau. Pune muzică pe fundal. Da, pune muzică, da? Da. Și dai muzică tare când vorbim din ea. Da, bă, fraților, bă. Hai, mai spune și tu, bandera, să o povesti urmă. Eu cu ăstea... Băi, sau, bă... Într-un spital, băi, aia cu... Băi, hai să vă spun eu acum. Am găsit una! Deci, odată era o fată într-o cameră și a deschis ușa, era strigoi acolo, ca una cu bâtă și unul cu aia, știi, care face... Mitralieră! Nu pistolul! Mitralieră! De aia care taie copac, așa... Drujbe, mă! Drujbe! El era așa, a fugit de lift. Știu. Și era și altul negru băiat. Bă, te-am văzut. Și el ținea pe băiat în mână. Și făcea băiatul a cuzut că avea piciorul stricat. Și făcea ăla l-a tăiat cu aia capul. Bă, te-am văzut și un film. S-a dus în lift. Bă, Nicolae, ce știi ce scria în lift pe oglindă? Nu trebuia să iei liftul. Pe sânge. S-a duc când era jos, era aia cu buda, pum, a dat un cap. Ce șmecher era. Bă, stai ce vă spun și eu, cu spitalul fantomă. Era un spital de ăla, cum e o vilă de cea mare, dar mare, băi, cum e o școală. Nu, am fost așa într-un film. Și acolo erau ăstea, doctorițele, știi, și făceau experimente pe ele. Cum ar fi experimente. E, ăstea au devenit ca un fel de strigoi. Erau... ca zombi, știi? Dar mai că el era ca căcalul, știi? Mergea căcalul, făcea așa, se curgea pe pereți. E, ele când erau oameni, ca să, în sala de operație, erau mulți oameni bătrâni, știi? Să operezi asta. E, ăștia care erau făcuți, care erau transformați, s-au dus în sala aceea și eu mâncat pe toți bătrâni, eu luat inima, eu băgam mâna direct în inimă, eu luat-o și eu mâncat-o. Și după aia s-au dus băieții ceia în lift. Ei, s-a blocat liftul și pe oglinda de la lift scria, nu e scape, adică nu puteți scăpați. Și după s-a urcat pe cap la lift. Cine? Oamenii? Bă, nu, fantomele care erau transformați alea. O intrat acolo așa și eu mâncat-i. Bă, eu mâncat pe cei, nu i-a făcut nică, doar eu băgam mâna, l-a luat inima și l-a mâncat-o cu totul. Și ei o cobori liftul jos și când cobori liftul jos, o intrat în sala de... Aia, mă, cum să ține sânge, pungi de sânge, da, de cutare, de alea, cum trebuie, nu mă înțeleg. Și s-a dus, băi, și când o bău sânge, bea sânge din cutia aceea, se făceau și mai rău, se transformau și mai tare. Ei, la sânge, dacă beau sânge, se transformau mai tare, băi, în ființe de la mai mare. Și nu mai prinde sânge. Păi vine-le, sângele vin
Din asta, din asta avem noi sânge, din inimă. Dacă te transformam, înseamnă că și ea inimă. De ce nu mănâncă inimă lui? Nu, dar nu le face nică, doar băga mâna în el, anima și pa. Și apoi el murea. Păi așa mor fără inimă, dacă tu n-ai inimă, mori. Bă, să acum ar fi să avem o invazie de zombi. Nu mă speriam, dacă avem un bunker, suntem în pământ. Eram ascuns. Și să avem o ușă ca iarbă. Să ne facem noi o casă sub pământ. Să ne punem așa niște bănci și să punem iarbă deasupra. Pe deasupra. Murgem o bucată de asta de iarbă. Și pe aia când ne punem acolo un capac, punem asta pe deasupra, stăm acolo așa cât vrem noi. Dar e mult. Păi vreau mai ești plasă ca pasărea pe mine. Ia? Să pișe pasărea pe mine. Bană, el a... Nu, chiar. Ia. Da, bă. Și stai cu fantomele astea, dar mie mi-e frică, nu mi-e frică de astea de fantomii. Da, vreau să fac o casă sub pământ. Da, vreau. Hai, facem. Facem un vlog. În locul ăla unde am nețiep și... Unde? În nisip. La dig. Aici? Nu. Acolo, în față la mine și la el. Așa, mamă. Ai mere? Ha, da, aduci tu sapă. A, nu am. Ce nu facem aici la dig? Să pun mai ușor. Dar e apă sub dig. Pe unde ai făcut tu și prietenul tău? Îi departe, pe deal mare. Acolo dormeai? Nu, suntem acolo așa. Duminica suntem acolo, mai vorbeam. Hai, de ce facem? Hai să facem... Știi ce dacă să... videoclipul de astăzi? Ba nu, hai să le... Hai să mai filmăm. Am, filmăm cum facem noi. Facem un nou videoclip. Hai, fratele, cam acesta a fost episodul cu povești de groază. Nu uitați, cu voi a fost Neculat Totorici, Cristi. Hai, ne vedem mai târziu!